n-am reușit să-i capacitez sub nicio formă, să-i scot după teren sau ceva de genul ăsta, că am trăit cu copul ăsta, am pierdut 3-0 pe la Brașov și nu m-am gândit la lucrul ăsta. Păi dumneavoastră trebuie să știți, uite unde să... Eu, nu să știu. Este un jucător bun, un jucător care face diferența în orice moment. Ați văzut ce a însemnat Budescu când a ieșit și cu Viitorul. Este un jucător extraordinar. Un jucător care face diferența. Poftim? Păi ce, ați văzut că a jucat doar 1 contra 11? Astăzi era doar 1 în alt pe teren sau cum? Că nu înțeleg ce întrebare e asta. Trezește-te, domnișoară, cine? Alibec sau Budescu? Budescu. Ce-i cu Budescu? Păi ce faci? Îți dai să răspunsul singur? Nu știu dacă ar fi făcut diferența. Budescu este un jucător care de atâtea ori a demonstrat că poate face diferența la anumite momente. Eu nu știu dacă juca astăzi, dacă putea să facă diferența. Este un jucător bun, un jucător care ne-a lipsit. Mai departe, nu pot să știu că dacă juca Budescu, câștigam. Nu să știu. Nu-mi vine să cred. Incredibil. Incredibil. Și este atât de surprinzător, fiindcă gafăm nepermis. Gafăm nepermis. În ultimele două jocuri, gafe impardonabile. Deci nu că m-ar veni o echipă și m-ar face pardaf, să zic. Gafăm. Gafe impardonabile. E surprinzător. E, nu știu. Probabil am câștigat cele 8 meciuri care ne-au dus în play-off și credem că, virgulă, gata, ne-am calificat în cupele europene. Felicitări, cum ați trăit acest joc? Mulțumesc!